Gabriela Grama, da, de la Fundația World Vision. Ei, oameni buni, au grijă de astfel de cazuri și de astfel de copii. 8-8, vreau să se vadă așa SMS-ul. 4-4 este un număr de SMS unde vă rog să dați un mesaj 8-8-4-4 cu textul pâine. Pentru că oamenii aceștia au grijă de astfel de cazuri și mi-ai spus ceva mai devreme pe timpul materialului, da, despre v-am spus câți că... copii... V-am spus că sunt 225.000 de copii care se culcă flămânzi noaptea. Este o cifră pe care Fundația World Vision România a identificat. 225.000 de copii care se culcă flămânzi noaptea. Da, 225.000. Și nu e o cifră foarte recentă, deci avem acest studiu lansat în anul 2014, dar realitatea este la fel de dureroasă. Și nu numai că acești copii se culcă flămânzi noaptea, mai avem și situația în care, bineînțeles, educația copiilor are cel mai mult de suferit. Dacă vom continua să avem copii care se culcă flămânzi și dacă vom continua să nu investim în programe de educație, vom continua să creștem cifra de analfabetism funcțional, pentru că avem 30% persoane peste 15 ani care nu înțeleg ceea ce citesc sau nu știu să scrie corect. Încă o dată vreau să le spun oamenilor că pot să dea un SMS 8844 pentru că donează 2 euro. Eu am trimis textul pâine. Textul pâine, oameni buni, pentru că puteți să hrăniți un copil care doarme noaptea flămând. 225.000 de copii în țara asta, în fiecare noapte se culcă flămânzi. Am primit răspunsul să rud mâna pentru masă. Ai ales să dai 2 euro luna asta pentru masa unui copil nevoiaș. Poți opri pâine stop la 8844 pentru că puteți să opriți acest SMS. Dacă nu, lună de lună donați 2 euro pentru masa unui copil care se culcă flămând noaptea. Îți mulțumesc mult de tot, Gabriela Grama. Sper să fie mulți oameni care trimit mesaje la 8844, pentru că e înfiorător când vezi ce se întâmplă.